Desăvârșirea Uniunii Naționale a contribuit la făurirea unei Românii mai puternice și mai bogate, rămărită unitar în una și aceeași vatră de viețuire, spațiul Carpato-Darovianu Punic. De la Ștefan cel Mare, Vlad Țepeș și Mihai Viteazul la Iamă de Hunedoara, toți au purtat și datul în lupta pentru păstrarea identității de neam, de patrie, de credință și apărarea valorilor național-creștine, la formarea statului român. România, țara noastră, s-a clădit și s-a unit cu jertfe, cu viața zeci și sute de mii de viteji. Să nu-i uităm și să-i cinstim din toată inima noastră. Dorim să aducem în prim plan figuri de eroi voievozi sau oameni simpli care s-au jertfit în numele unor mărețe și sfinte idealuri pentru apărarea pământului românesc, pentru neatârnare și libertate. Voievozii au apărat în permanență neamul, libertatea și credința creștină. Pentru toate acestea, voievozii români sunt demni de cinstirea noastră și avem nevoie de amintirea lor pentru a păstra vie istoria neamului și a Bisericii Ortodoxe Române. Să menținem vii sentimentele de mândrie și prețuirea istoriei neamului românesc. Să nu uităm niciodată valorile morale, cele mai de preț ale poporului român. Dragoste de țară, eroismul, vitejia și bunătatea. Clasa întâia are deosebită plăcere de a prezenta cântecele Române, Româna și România mea, îndrumată doamna învățătoare Mădăran Florentina. Thank you.